Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare nu sunt pregătite pentru alegerile anticipate din 29 iulie curent, afirmă vicepreședintele PLDM Alexandru Tănase, care s-a referit în mod special la ambasada Republicii Moldova din Franța. Tănase spune că deși oficiul consular urma, potrivit instrucțiunilor CEC, să afișeze data scrutinului și orele la care alegătorii sunt așteptați la urne, acest lucru nu s-a întâmplat. Amintim că la 19 iulie curent, Alexandru Tănase a avut o întâlnire cu alegătorii din Franța. La 17 iulie 2009. În ambasadă încă nu era amplasat nici o informație despre votare. Cetățenii Republicii Moldova care se află în Paris au dat telefoane la misiune diplomatică și li s-a spus că secția de votare va funcționa de la ora 9 până la ora 5, ceea ce este absolut greșit și ilegal. Misiunile diplomatice sunt obligate să organizeze procesul electoral exact în aceleași condiții ca și în interiorul Republicii Moldova. Totodată, potrivit lui Tănase, misiunea diplomatică din Franța a comandat pentru alegerile din 29 iulie cu 50% mai puține buletine de vot decât pentru scrutinul din 5 aprilie. PLDM a cerut Comisiei Electorale Centrale să dubleze numărul de buletine de vot destinate secției de votare de la Ambasada Republicii Moldova la Paris. În cazul de față, Ambasada din Paris a comandat de această dată cu 50% mai puține buletine de vot decât data trecută. Deși statisticile demonstrează contrariul, am să vin cu niște cifre. În anul 2005 au votat 478 de cetățeni. În anul 2009 au votat 1223. Acum, în 29 iulie, în mod normal, după toate contactele care le-am avut cu comunitățile moldoveni, toți și-au exprimat disponibilitatea de a participa la votare. În același timp, Tănase declară că va elabora un proiect de lege privind constituirea unei agenții de stat care să aibă în grijă de protecția cetățenilor plecați în străinătate, precum și a copiilor din Moldova, părinții cărora sunt plecați la muncă în alte țări. Această agenție ar avea ca și sarcini prioritare grija și îngrijirea copiilor care se află și care cresc fără grijă părintească în Republica Moldova, protecția socială a acestora, delegarea în cadrul misiunilor diplomatice a unor însărcinați cu afaceri speciali pentru a se ocupa de situația cetățenilor moldoveni din afara țării care nu au acte de identitate. Mai bine de jumătate din cei care am avut de ocazia să discut nu au niciun fel de acte de identitate. Locuiesc în rulote abandonate și muncesc de dimineața până noaptea, sunt mereu expuși pericolul de a fi jefuiți, de a fi deportați, de a fi arestați. Și niciodată ei nu au absolut niciun fel de reacție la misiunile diplomatice moldovenești când solicită asistența lor. Și un ultim aspect, sigur că ține de integrarea socială a lor în a cetățenilor moldoveni care se află peste hotare după momentul întoarcerii lor în patrie. De asemenea, Alexandru Tănase s-a referit la unele metode murdare utilizate de PCRM cu scopul de a-i denigra pe concurenții electorali. Tănase spune că va contesta la CEC aceste acțiuni ale PCRM. Vreau să vă aduc în acest sens doar două exemple. În raionul Hâncești au fost distribuite și lipite pe pereți, uite, asemenea afișe, în care se încearcă denigrarea Partidului Liberal Democrat din Moldova prin difuzarea unei informații false, precum că PLDM ar declanșa acțiunea Votează și Câștigă. Este o aberație, este un fals grosolan și un gest absolut disperat al Partidului Comuniștilor și celor care au pus la cale această ticăloșenie pentru a compromite Partidul Liberal Democrat și pentru a compromite opoziția democratică în ansamblu. O altă chestiune revoltătoare. Uitați-vă ce distribuie Poșta Moldovei. Alege numărul 1. Alege echipa de profesioniști. Aici avem un calendar de parcă în Republica Moldova ar fi 2 sau 3 poște pentru a fi necesară acțiuni de promovare. Este o utilizare a banilor publici pentru a promova Partidul Comuniștilor, care este numărul 1 în lista electorală. Noi vom depune o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală astăzi în legătură cu aceste cheltuieli care nu au nimic comun cu un proces electoral normal și civilizat.